În platoul Vorbelor Bune intră o altă mămică fericită, pentru că are la fel și băiat și fată. Și ce poate fi mai minunat atunci când reușești să combini și carieră și familie? În această seară alături de noi, Anișoara Davija. Salutare, dragă noastră! Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ai revenit? Într-un an nou! Oh, da, chiar nu ne-am văzut un an! Da, și eu cu această ocazie vă doresc un an nou cu sănătate, cu realizări frumoase, cei dragi știți cum să vă fie sănătoși mereu alături. Așa să fie, pentru că, știi, când eram copil nu înțelegeam urările astea, că e să fii sănătoasă, dar atunci când ai familia ta și numai o simplă răceală și te debusolează și nu știi ce să faci... Deci atunci realizez cât e de scump sănătatea asta. Și atunci când ne-o dorești cineva, chiar e scumpă. Da, e adevărat. Ce faci la acest început de an? Te-ai odihnit? Cum să spun? Cu doi copii acasă niciodată nu te odihnești. Cu trei. Eu sunt mamă de doi băieți și o fată. Doi băieți și o fată, da. Doi flăcăi și o fetiță mică, trei. Așa că odihna mea aștept și eu. Da, la 18 ani, acele mici. Da, nouă ni se pare că dacă copiii cresc, problemele sunt mai mici. Nu, problemele cresc de altă ordine și de altă Așa, iată, natură. Vedem pozele. Ăsta e flăcoul meu cel mai mare? Da. Și câți ani are el, mă? 15 ani. Oh, tată, la cât ai născut? La 22 de ani. O, să nu fii de ce mamă tânără. Deci, am văzut poză cu vioară. Da, și acordeon. Acordeon, da, cel mare cântă la acordeon, cel mic la vioară. Și Nicoleta, ce i-ați dat? Cântă prin casă și dansează toată ziua. Iată și bodyguardii micuței da. Nicoleta, așa? Da, Doamne da, ferește da, da. Să atingă cineva. Domnica Nicoleta, da. Ei? Da, este adevărat. Da, este adevărat. Cristinela, ăsta mai mic, spune că deja el se vede că o să meargă la școală, tot la Ciprian Porumbescu, la muzică. Și eu am să fiu mereu și am să o apăr. Doamne ferești, cineva să agățe de ea sau să o supere cu ceva. Zic, da, Cristi, așa o să fie. Cine este cu cea mică în perioada cât mami e pe la evenimente? Bona, Fina mă ajută. Sigur că pe ăștia mari am crescut cu mama, care din păcate nu mai am, pentru că cea mai grijuliu om pentru copiii tăi este mama, este bunica. Dar pentru că noi, anume, de data asta chiar i-am simțit lipsa, avem și bună, dar și am o fină tare grijulie care mă ajută în orice moment are nevoie în așa. Bravo! Păi așa e, că ne dăm sau ne ajutăm nu doar în biserică și punem pe masă acolo la nuntă, dar e chiar pentru treabă. Da, eu chiar așa mi-am ales fine, pentru că noi am avut foarte multe oferte, dar mereu m-am gândit că să nu o fac doar de dragul nășiei. Asta e ultima fină care ai vorbit aici despre... Da, exact. Care ai fost la Tatiana. Exact. Și, dar pentru ca să-mi fie drag, să fie, nu că drag, dar chiar să le fiu alături. Eu pot să le fiu alături și ei mereu să-mi preajmă. Și chiar așa este. Finuții care am, și Tatiana, și Mariana, cei de la țară, sunt mereu lângă mine. Astăzi vii cu o melodie care să ne ungă la inimioară și pe locuri chiar să ne doară. Exact. De obicei știți cum toată lumea că cere melodii vesele, ceva vesel, dar de suflet nu trebuie să uităm. De mama cea care ne așteaptă nu trebuie să uităm și mai ales că cânticul pe care l-am adus la dumneavoastră e taman tema pe care o doare pe moldoveara asta noastră. Că rămân mamele, rămân copiii care își așteaptă copiii mereu din depărtare și din lumea mare. Stă pe o piatră și așteaptă să-i vie fica, care nu i-a mai scris și nu a mai dat pe acasă de 7 ani. Povești triste, dar astea da, sunt reale. Da, este un text scris de Mariana Morozniu, care e plecată în America și ea știe ce înseamnă acest dor, și melodia lui domnul Ion Caranfil, care eu sper să vă placă și eu le mulțumesc din suflet, pentru că chiar mi-e dragă. Am copt-o foarte mult, dar e așa la suflet. Și asta este mie specific. Eu mai cu suflet. Mai cu suflet. Mai puțin cu țopăiala. Așa, un suflet mare și o melodie care o să vă sensibilizeze, sunt sigur, pentru că poate mulți dintre voi să se regăsească în aceste versuri. Vă lăsăm acum să ascultați una dintre noile creații, Anișoarei Davija. O seară frumoasă vă dorim în continuare și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Thank you.
fața-mi bătrânită și privirea obosită. Cu un băț în mâna dreaptă și o icoană în cealaltă. Cine știe, nici să vină, nici să scrie. Numai mamă să nu fii, să dai viață la copii. Și de cum le-ai dat suflare, măiculiță, stai mereu în așteptare. Să dai viața la copii și de cum le-ai dat suflare, măiculiță.